onore de asistență, mult stimată doamnă competitoare. Astăzi are loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul Particularitățile restabilirii ecosistemului petrofit pe exemplul carierii de calcar Lafarge-Cimin, Moldova, elaborată de studenta doctorantă Certan Corina, program de doctorat 166.01 Ecologie, conducător științific Bulumanga Constantin, doctor habilitat, conferențiar, cercetător. Ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu dispoziția din 18 mai 2020, semnată de prim prorector al Universității de Stat, Dimitri Cantemir, doctor conferențiar universitar Rotaru Liliana. Prin ordinul rectorului Universității de Stat Dimitri Cantemir, doctor habilitat Hanganu Aurelia, din 7 septembrie 2020, a fost formată comisie de susținere publică a tezei de doctorat în următoarea componență. Crivoi Aurelia, profesor președinte, Cuza Petru, doctor habilitat, profesor universitar, referent, Postolache Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, referent, Nagachevski Tatiana, doctor, conferențiar universitar, referent, Bulumaga Constantin, doctor habilitat, conferențiar cercetător, membru. Lucrările de secretariat vor fi realizate de către doamna doctor, conferențiar cercetător, Cepoi Liliana. În sala respectivă, Senatului, este prezentă pretendenta la titlul științific, deci Corina Certan, și cinci membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezii de Doctorat și, de asemenea, invitată, doamna doctor Grabko Nadejda. Începem lucru. Deci, la ordine de zi a ședinței de astăzi este susținerea publică a tezei de doctorat cu tema Particularitățile restabilirii ecosistemului petrofit, pe exemplu, carierii de calcar la Lafarge-Cimin, elaborată de studenta doctorantă Certan Corina, program de doctorat 166.01 Ecologie, conducător științific, domnul Bulumaga Constantin, doctor habilitat, conferențiar, cercetător. În continuare, permiteți-mi să vă prezint pretendentul la titlul științific și să vă informez cu privire la actele din dosarul acesteia. Certan Corina s-a născut la 29 august 1979 în satul Arionești, raionul Dondușeni. Studiile de licență și masterat le-a făcut la Universitatea de Stat din Moldova, orașul Chișinău, Facultatea Biologie și Pedologie, specialitate Ecologie și Protecție Mediului, iar cele de doctorat în anii 2016-2020 la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, ulterior Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir. Din 2012 activează în laboratorul Eco-Urbanistică din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie în funcție de cercetător științific. Pe durata anilor de studii și activitate profesională a însușit metode clasice și contemporane de cercetare în domeniul ecologiei și protecției mediului. A demonstrat capacitate înaltă de muncă, inclusiv în echipă, abilități de planificare și realizare a cercetărilor, de colectare, prelucrare și analiza datelor, a participat la realizarea două proiecte instituționale și trei proiecte naționale. Este autor și coautor a circa 40 lucrări științifice, dintre care 27 la tema tezei.
A participat la diferite manifestări științifice naționale și internaționale. Dosarul pretendentei la titlul științific de doctor, conform anexii 3 a regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice, include primul, teza și autoreferatul în limbile română și engleză, lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnată de autor și certificată de secretarul științific al instituției, suplimentul publicații la tema tezei de doctorat, următorul, cererea studentului doctorant privind demararea procesului de evaluare a tezei de doctorat din 18 iunie 2020, copia ordinului de înmatriculare din 30 decembrie 2015, hotărârea Consiliului Școlii Doctorale privind aprobarea titlului tezei și numirea conducătorului de doctorat, proces verbal numărul 2, din 22 ianuarie 2016, adeverința de realizare de către studentul doctorant a programului de pregătire avansată și a programului de cercetare științifică, cu indicarea numărului de credite transferabile obținute pe durata studiilor din 17 iunie 2020. Următorul, raportul conducătorului de doctorat prezentat în comisia de îndrumare extinsă, prin care se admite lucrarea pentru evaluare din 16 iunie 2020. Raport de similitudini în urma examinării tezei prin programul antiplagiat, care include rezoluția privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat din 29 iunie 2020, decizia Consiliului Școlii Doctorale privind examinarea tezei de către Comisie de Îndrumare extinsă, extras din proces verbal numărul 6 din 22 iunie 2020, 11. Procesul verbal al ședinței Comisiei de Îndrumare extinse privind evaluarea lucrării, însoțit de propunerile și obiecțiile membrilor Comisiei, proces verbal și anexa la proces verbal al ședinței din 24 iulie 2020, 12. Hotărârea Consiliului Școlii Doctorale privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat și propuneri la componența Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, extras din procesul verbal numărul 8 din 1 septembrie 2020, decizia Consiliului Științific privind avizarea componenței Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, extras din procesul verbal numărul 3 din 3 septembrie 2020, 14. Ordinul rectorului din 7 septembrie 2020 privind aprobarea componenței Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, 15. Acordul membrilor Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, 16. Informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, CV-ul Europass, lista publicațiilor pentru ultimii 5 ani, conform modelului ANACEC. 17. Procesul verbal numărul 1 al ședinței Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat din 18 septembrie 2020 despre avizarea publicării autoreferatului și fixarea datei susținerii publice, 18.
lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele cu ștampila poștei, data expedierii 1 octombrie 2020, 19, adeverința de depunere a tezei de doctor în fondurile Bibliotecii Științifice Andrei Lucan din 30 septembrie 2020 și cele ale Bibliotecii Centrale a Universității de Stat din Moldova din 30 septembrie 2020. Toate actele corespund prevederilor regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3, în cadrul Universității de Stat Dimitrie Cantemir și procedurii operaționale, evaluarea și susținerea tezei de doctor. Permiteți-mi să vă informez doar despre obiecțiile și sugestiile Comisiei de îndrumare conform procesului verbal din 24 iulie 2020. În urma examinării lucrării, a dezbaterilor privind conținutul, structura și valoarea științifică a tezei de doctorat, originalitatea concluziilor proprii și relevanța surselor bibliografice, precum și publicarea rezultatelor cercetării și ținând cont de observațiile membrilor Comisiei de îndrumare extinse, se anexează, s-a decis. Comisia de îndrumare a recomandat susținerea publică a tezii de doctorat, particularitățile restabilirii ecosistemului petrofit, pe exemplu carierii de calcar la Farj-Ciment, Moldova, elaborată de studenta doctorantă Certan Corina, program de doctorat 166.01, ecologie. S-a votat pro 7 membri, contra 0, abținut 0. Membrii Comisiei de îndrumare nu au avut obiecții la teză. Au fost formulate următoarele sugestii. S-a recomandat redactarea concluziilor generale, expunerea lor în ordine, expunerii materialelor în teză și formularea unui preambul. S-a recomandat redactarea compartimentului introducere în ceea ce ține de formularea obiectivelor și ordine de prezentare a cuvintelor cheie. S-a recomandat completarea review-ului bibliografic cu analiza surselor recente despre vegetație petrofită. S-a recomandat de substituit listele de plante cu descrierea comunităților de plante pioniere. S-a recomandat revizuirea listei de referințe bibliografice în vederea excluderii repetărilor. S-a recomandat redactarea titlului subcapitolului 3.3, 3.4 și a capitolului 4, comasarea subcapitolor 4.2 și 4.3. S-a recomandat de a introduce argumentarea metodelor aplicate, dar și punerea în evidență a metodei elaborate de reconstrucție ecologică. Și ultima, s-a recomandat tehnoredactarea integrală a lucrării. Autoarea a operat toate modificările în conformitate cu recomandările membrilor Comisiei de îndrumare. Sunt întrebări la cele expuse? Nu. Întrebări nu sunt. Atunci, cuvântul se oferă pretendentului la titlul științific de doctor, care pe parcursul aproximativ a 20 de minute va expune succint conținutul tezei și rezultatele obținute. Profim. Mulțumesc, doamnă profesor, pentru așa prezentare. Dumnezeu să mă audiență, stimați membrii comisiei, stimate președinte, vă prezint tema tezei de doctor în științe biologice, particularitățile restabilite ecosistemului petrofit, pe exemplu carierii de calcar, la Farj-Ciment, Moldova SA. Conducător științific, Bulmaga Constantin, doctor stabilitat, conferențiar, cercetător. În epoca dezvoltării industriale a societății umane, un rol important în satisfacerea necesităților oamenilor de revin de resurselor minerale ale planetei. Stațiile minerale utile au o importanță foarte mare pentru economia națională,
fiind utilizate în diferite domenii, ca surse de energie, în calitate de materie primă în industria metalurgică, chimică, în calitate de materiale de construcție. Substanțele minerale utile sunt extrase de la suprafață, carierele și în subteran minele. În Republica Moldova sunt în număr de 153. Dintre zăcămintele exploatate intens, în ultima perioadă se evidențiază calcarul și argila pentru materie primă pentru fabricarea cimentului din cariera la far ciment. Exploatarea resurselor prin cariere provoacă poluarea solurilor, aerului, apei, distrugerea florii și faunii, modificarea peisajelor și degradarea terenurilor. Activitatea minieră produce un impact care afectează într-o măsură mai mare sau mai mică toți factorii de mediu și reclamă cheltuieli mari pentru integrarea acestor ecosisteme în circuitul agricol și economic. Pentru diminuarea impactului negativ al activității miniere de pe teritoriul Republicii Moldova, un rol important revine restabilirea acestor ecosisteme prin diferite metode, ca reconstrucția ecologică prin recultivare silvică, prin recultivare agricolă, reamenajări peisagene. Obiectivul prioritar al Uniunii Europene este stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice și refacerea acestor în măsura posibilă. Astfel, este prevăzută reconstrucția ecologică a cel puțin 15% din ecosistemele degradate prin plantarea 150.000 hectare de păduri pe terenuri degradate, cât și crearea 30.000 hectare de perdele forestiere riverane. Anume, actualele cercetări și reprezintă una din lucrările necesare pentru realizarea strategiei UE privind reconstrucția ecologică și asigurarea protecției biodiversității pe teritoriul Republicii Moldova. Reieșind din problema expusă, scopul cercetărilor constă în evaluarea particularităților de restabilire a ecosistemului petrofit din cariera de calcar a uzinii la far ciment. Pentru realizarea acestui scop au fost trasate următoarele obiective. Estimarea etapei de inițiere și restabilire naturală a biodiversității pe suprafața hailor de steril din cariera de calcar, evaluarea stării și dinamicii biodiversității pe suprafața hailor în dependență de vârsta lor, aprecierea dependenței gradului de evoluare a rigosolurilor formate pe suprafața hailor de steril cu vârstă diferită în procesul de restabilire a ecosistemului și reconstrucția ecologică prin recultivare silvică a hailor proaspăt depozitate în carieră. Noutate și originalitate științifică. Pentru prima dată, în Republica Moldova a fost efectuat studiul restabilirii naturale a ecosistemului petrofit și stabilită legitatea formării rigosolurilor pe suprafața hailor de steril. A fost elaborată și implementată metoda experimentală de recultivare silvică a ecosistemului petrofit din cariera la far ciment. Originalitatea constă în studiul complex al dinamicii procesului natural de inițiere și restabilire a biodiversității, de formare a solului, de acumulare a nutrienților și a humusului în stratul de sol nou format pe suprafața hailor de steril. Problema științifică soluționată constă în fundamentarea procesului de restructurare naturală a ecosistemului petrofit bazat pe diversitatea fenomenelor pe care le explică. Procesul DAP reprezintă consecutivitate și interacțiunea reciprocă a etapelor naturale de dezvoltare a biodiversității, solificare, acumulare nutrienților și formare a humusului în rigosolul care au loc simultan, fără intervenția omului și asigură restabilirea naturală a ecosistemului petrofit. Importanța teoretică. Cercetarea constituie o primă experiență pe plan național privind elucidarea etapelor de restabilire a biodiversității, stabilirea legitimității procesului de formare a solului pe suprafața hailor de steril. Rezultatele indică faptul că procesul de restabilire a biodiversității și de formare a rigosolurilor pe suprafața hailor sunt interdependente. Valoarea aplicativă. Pentru prima dată a fost utilizată metoda de reconstrucție ecologică prin recultivare silvică pe terenuri proaspăt depozitate pe soluri fosile de vârsta pleistocenului inferior, fără adaosuri suplimentare și a fost obținut un ecosistem cu un indice înalt de dezvoltare a diversității biologice vegetale. Rezultatele studiului complex vor servi ca bază pentru restabilirea ecosistemelor degradate în urma activităților miniere la zi în carierele de calcar. Pentru realizarea lucrării și a scopului propus au fost utilizate următoarele materiale și metode. Evaluarea stării diversității floristice în condițiile de teren a fost realizată prin metoda transectelor lineare, iar a diversității faunii prin metoda traseelor sau estimării în puncte. Apartenența sistematică a speciilor de floră și faună a fost stabilită în baza determinatoarelor de specialitate. Analiza chimică a probelor de apă și de sol au fost efectuate în laboratorul ecourbanistic al Institutului de Ecologie și Geografie și la Centrul de Monitoring al Calității Solului a Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Prelucrarea statistică a fost efectuată cu ajutorul programului Excel, folosind funcțiile amplitudine, media aritmetică, deviația standard, coeficientul de variație. Uzina este situată la nordul Republicii Moldova, distanță 100 km de Chișinău, 7 km de raionul Rezina și este situată în valea râului Ciorna.
S-au studiat haltele de stilă cu vârsta de 25 de ani, de 20 de ani, vârsta de 10 ani, 5 ani și halda proaspăt amenajată. De 0 ani. Spectrul taxonomic al florii vasculare din carieră pune în evidență 125 de specii din 108 genuri grupate în 42 de familii. Halda de 25 de ani se caracterizează printr-o diversitate floristică maximală, unde vegetează 73 de specii. Poziția dominantă este ocupată de specia invazivă Eleagnus argenteea. Printre plantele noastre, cu o abundență mai redusă, vegetează Acer negundo, Robinia pseudocația, Eleagnus angustifolia. În toamna anului 2018, pe halda de 25 de ani, a fost identificată specia de plantă rară, inclusă în cartea roșie, Vitis sylvestris, care până acum nu a fost înregistrată în cadrul carierei de calcar. Halda de 20 de ani se caracterizează printr-o diversitate relativ înaltă, în total 68 de specii de plante lemnoase și erbacee, și se întâlnesc plantele erbacee Melilotus officinalis, Xeratemum anum, Verbascum nigru, Tanacetum vulgare, Echium vulgare, etc. Diversitatea floristică a haldei de 10 ani este cu mult mai redus comparativ cu siturile precedente și este reprezentată de 30 de specii de plante, inclusiv unica specie de plante lemnoase, Eleagnus argenteea. Halda cu vârsta de 5 ani este reprezentată de 26 de specii de plante erbacee. Diversitatea faunistică este reprezentată de 13 specii fluturi duri, o specie de amfibieni, 2 specii de reptile, 2 specii de păsări și 6 specii de mamifere. Cea mai importantă semnalare este specia de fluturi duri Zerinthia polixena, care este inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Lacul amplasat în carieră, cu suprafața de 75 de ari, servește drept bazin de acumulare a arilor pluviale și freatice. Cercetările floristice pe teritoriul limitrof bazinului indică o diversitate redusă de 28 de specii, printre care speciile de Litrum salicaria, Eupatorium cannabium, Coronilla varia. În bazinul acvatic lângă mal vegetează speciile de plante hidrofite ca Typha latifolia, Typha angustifolia, Alisma plantago acvatica, Polygonum hidropiper. Etapele de restabilire naturală a ecosistemului petrofit sunt etapa de formare a haldelor de steril și etapa de restabilire a diversității vegetale. Rezultatele obținute indică la următoarea relație dintre vârsta haldelor și numărul de specii. În baza acestor rezultate, se poate concluziona că procesul de inițiere și restabilire a biodiversității se datorează materialului pământos de la suprafață formate prin lucrări de terasament, alcătuit din amestecul de argile și soluri fosile de vârsta pleistocenului inferior. Acest material pământos servește ca biotop pentru dezvoltarea diversității vegetale și formarea orizontului primar de acumulare a humusului, precursor al orizontului A. Acest proces de restabilire a diversității vegetale și a procesului de solidificare pe suprafața haldelor sunt interdependente și au loc un proces reciproc. Rezultatele analizelor chimice a probelor de apă din ecosistemul acvatic a demonstrat că conținutul ionilor de amoniu, nitriților, nitraților, clorurilor, sulfaților, hidrocarbonaților, duritatea nu depășește concentrația maximală admisibilă. După conținutul metalelor grele, depășiri CNA sunt după ionii de cupru, zinc și crom. Caracteristica profililor de sol nou format pe suprafața haldelor reprezintă regosoluri cu diferit grad de evoluare. Gradul de evoluare depinde de vârsta haldelor de steril. Cel mai înalt grad de evoluare este regosolul de pe halda de steril cu vârsta de 25 de ani. Procesul de formare a regosolului reprezintă soluri aflate în stadiu incipient de evoluție, formarea cărui este condiționată de prezența materialului neconsolidat. Acest proces de regosol este descris pentru prima dată în această lucrare. Analiza datelor din acest tabel indică că cel mai înalt conținut de humus se conține în stratul de sol a haldei de 25 de ani și constituie 2,22%. Analiza valorii pH-ului indică este slab bazică și indică 8,4%. Analiza rezultatelor obținute privind conținutul humusului pe halda de 25 de ani ne indică următoarele. Când stratul pământos cu adâncime 0,20 cm, conținutul de humus este 2,22%. Halda de 20 de ani 1,72%, de 10 ani 0,62%, de 5 ani 0,45%, iar pe halda proaspăt amenajată de 0,34%. În schimb, conținutul de humus în stratul regosolilor cercetate la adâncimea 20-40 cm. Practic, conținutul de humus este constant în toate haldele de steril. Conținutul nutrienților cel mai înalt este pentru halda de 25 de ani, adâncimea la 0-20 cm. Conținutul metalelor grele nu depășește valoarea pragului de alertă și de intervenție nici pentru un metal din cele analizate.
În baza rezultatelor obținute, a fost stabilită legitimitatea procesului de formare a solului din suprafața habilor, care este exprimată că formarea regosolului prezintă un proces de evoluție a solului, determinat de vârsta habilor, de numărul de specii care dezvoltă suprafața lor și conținutul de humus format de masa speciilor dezvoltate pe suprafața habilor, care indică următoarea relație: vârsta haldei, numărul de specii și conținutul de humus. Rezultatele indică că procesul de restabilire a biodiversității, de acumulare a nutrienții și de formare a regosolului pe suprafața habilor de steril sunt interdependente. În baza rezultatelor obținute, am efectuat reconstrucția ecologică prin recultivare silvică a unei suprafețe de 0,12 hectare și au fost plantați pe această haldă, proaspăt amenajat, 771 de arbori și arbuști, dintre care 6 specii de arbori, sau câmul, urmul, frasinul, paltonul, glădița și pinul negru, și 4 specii de arbuști, sălcioara, cătina, scumpie și lemnul cânesc. După 3 ani de la plantare, supraviețuirea înaltă a asigurat sau câmul, urmul și glădița, iar o supraviețuire bună, frasinul și paltonul de munte, însă o supraviețuire mai scăzută a asigurat pinul negru. Cei ce ține de creșterea înălțimei și după diametru, sau cum au înregistrat creșterile cele mai active în înălțime și după diametru. Unul de munte a asigurat un ritm mediu de creștere, iar frasinul și patru un ritm mediu de creștere în înălțime. Gădița și pinul negru un ritm foarte lent de creștere în înălțime, iar după diametru, în ultimul an, pinul s-a intensificat în creștere după diametru. Ceea ce ține de supraviețuirea și creșterilor speciilor de arbuști, s-a stabilit că după primul an de plantare, o prindere bună a realizat lemnul cânesc și cătina albă, o prindere mai scăzută sălcioara și scumpia. După 3 ani de la plantare, o supraviețuire ridicată a asigurat cătina și lemnul cânesc, iar mai slab sălcioara și scumpia. După creșterea în înălțime, sălcioara se caracterizează printr-o creștere foarte rapidă, scumpia și cătina albă printr-o creștere rapidă, iar lemnul cânesc o creștere moderată. Aici vreau să vă prezint halda de steril înainte de plantarea arborilor și după plantarea arborilor. Privirea speciilor plantate pe halda nouă de steril în anul 2017, luna mai și luna septembrie. În anul 2018 deja salcâmul și lemnul cânesc erau în floare. Și anul 2019. Concluziile. Inițierea procesului de restabilire a biodiversității vegetale pe suprafața haldelor este asigurată de materialul pământos de la suprafața haldei, alcătuit din straturi de roci neconsolidate și sulfuri fosile de vârsta pleistocenului inferior. Cercetările au demonstrat dependența procesului de restabilire a biodiversității pe suprafața haldelor de steril de diferită vârstă. Spectrul taxonomic al florii vasculare pune în evidență 125 specii din 108 genuri, 42 de familii, și diversitatea faunistică este reprezentată de 41 specii de insecte, 1 specie de amfibieni, 2 specii de reptile, 200 specii de păsări, 6 specii de mamifere. Au fost identificate speciile rare incluse în cartea roșie, Vitis sylvestris și Zerinthica polixena. Procesul de acumulare a nutrienților și de formare a humusului are loc în straturile de sol non formate pe suprafața haldelor de steril. Cel mai înalt grad de acumulare a nutrienților și humusului este determinat pe halda de 25 de ani. Acesta este asigurat de procesul biogeochimic. A fost stabilită legitimitatea privind procesul de formare a solului pe suprafața haldelor de steril. Legitimitatea demonstrează că gradul de formare a regosolului reprezintă un proces de evoluare a solului dependent de vârsta haldelor, numărul de specii care dezvoltă pe suprafața lor, conținutul de nutrienți și humusul format în regosol, asigurat de masa speciilor dezvoltate pe suprafața haldelor de steril. Toate etapele de restructurare au loc simultan și asigură restabilirea naturală a ecosistemului pe suprafața haldelor de steril. Recultivarea experimentală silvică pe halda de steril a demonstrat că prinderea puieților speciilor de arbori a fost relativ bună, între 69 și 99%, iar speciile de arbuști se caracterizează printr-o prindere bună, 49 și 96%. Supraviețuirea speciilor de arbori variază între 56 și 99%, iar a speciilor de arbuști între 35 și 91%. După 3 ani de la plantare, supraviețuirea înaltă au asigurat sau câmul, umul de munte și glădița, iar speciile de arbuști, cătina și lemnul cânesc. În urma cercetărilor particularităților restabilirii ecosistemului petrofit, propunem următoarele recomandări. Recultivarea terenului din cadrul carierei de calcar, concomitent cu redarea lor în circuitul economic, se poate realiza majoritatea cazurilor prin împădurire, asociate cu unele lucrări ajutătoare de consolidare și amenajare.
Rezultatele obținute experimental au demonstrat că metoda de recultivare silvică poate fi utilizată cu succes în restabilirea accelerată a ecosistemului petrofit din carieră. Pentru recultivarea silvică a hanelor de steril din carieră, propunem următoarele specii. Salcâmul, care este o specie nepretențioasă față de troficitatea solului, azot fixatoare, cu o viabilitate ridicată și creștere rapidă pe materialul pământos a halei. Sălcioara, cătina, care sunt specii cu creștere foarte rapide, viabile, proprietăți de ameliorare a conținutului de azot în sol. 4. În vederea asigurării unui grad de prindere și supraviețuirea puieților de arbori și arbuști, este necesară întreținerea corespunzătoare a culturilor forestiere. Pentru asigurarea creșterii și dezvoltării favorabile a arborilor și arbuștilor, se recomandă efectuarea 3 prașine în primul an și câte 2 în următorii 2 ani, în cazul tuturor speciilor luate în studiu. 5. Pentru asigurarea stabilității ecosistemului carierii, este necesară extinderea zonei umide prin mărirea suprafeții și capacității de acumulare a apei, ceea ce va contribui la dezvoltarea și sporirea biodiversității. Rezultatele obținute sunt publicate în 27 lucrări științifice la diferite conferințe naționale și internaționale. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Raportul a luat sfârșit. Totul este bine. Urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm, poftim, ce întrebări au apărut față de pretendentă la gradul științific, la titlul științific? La mine este așa întrebare. Sigur, sunteți din Areunie, așa-i? Da. Acolo sunt multe ecosisteme petrofite. Așa e, practic, copilăria a fost în multe ecosisteme petrofite. În caz de față, în cariera dată, spuneți că tot au fost niște ecosisteme petrofite. Cred că la Reunești acolo sunt mai multe dese silvice. Dar sunt și de astea cu vegetație erboasă. În cazul de față dumneavoastră aici, cum s-o cotiți? Ecosistemul ăsta care, credeți că tema disertației se numește așa, particularitățile restabilirii. Da. Ecosistemul dat, care a fost de la cariera respectivă, după compoziție și structură, partea vegetației, este asemănător ca și unul de la Areunești? Mulțumesc, domnul profesor, pentru întrebare. Într-adevăr, nu este asemănător. Acolo este, într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, ecosistem petrofit, dar mai mult silvic, este rezervații peizagere. Acolo e gorun, carpen. Slovor, da, carpen. Așa, da. Da, dar aici este un pic diferit, dar eu sper că după 15-20 de ani, după ce o să fie înlăturați salcâmul, sălcioara, toate speciile sădite de noi, o să putem planta speciile de Quercus robur, Quercus petreia, Corilus avelan, asta, filee pinata și multe alte specii pentru ecosistemele naturale petrofite. Adică noi nu avem restabilirea completă a ecosistemului respectiv. La început, noi am efectuat restabilirea, dar parcă trebuie să treacă 30 de ani, 40 de ani ca să aibă loc restabilirea finală. Poate și mai mult. Poate și mai mult, poate da, și mai mult, chiar și 100 de ani. Dar noi am încercat și s-a văzut că se poate efectua restabilirea ecosistemului degradat din punct de vedere al activității minerale. Eu de ce vorbesc? De asta că se poate mai poate. Da, dar poftim poftim, domnul profesor. Dumneavoastră folosiți termenii ăștia foarte idați în lucrare. Folosiți așa termeni. Restabilire, reconstrucție, da. Recultivare. Da, recultivare și încă vreo doi, care îi s-apropie de lucrările care le-ați făcut. Înțelegeți? Chestia asta se restabilește un ecosistem de ăsta ca la Areunești, asta e problematic mare, foarte dificil. Apoi, așa, dacă vorbi așa, știți, și viitor s-ar putea de-a putut lucrurile astea.
Cam de ce termen vă apropiați așa cu lucrările care le-ați făcut? În ce termen ne apropiem pentru restabilirea? De ce termen, da. Care termen corespunde la toată lucrarea dumneavoastră? Termenul de traiestia care e înmărat, da. La dumneavoastră lucrare sunt, e folosit. Eu cred că după 10-15 ani ecosistemul o să fie restabilit. Nu vorbiți, oameni buni. În sens că o să fie restabilit cu solul, acumularea nutrienților, humusului și respectiv o să fie înlăturat speciile acestea și înlocuite cu specii da. Caracteristici pentru ecosistem. Bine, mulțumesc! Vă rog, întrebări? Membrii Comisiei Publice, poftim domnul profesor Petru Cuza. Am vrut să aflu dacă pe bază literaturii, cercetate de dumneavoastră în alte zone decât în Republica Moldova, da? Cariere fie similare. Deci care, de fapt, a fost asortimentul de specii de vnase plantate inițial pentru restabilirea acestor cariere? Da, din literatură. Într-adevăr, din literatură după domnul profesor Spârchez din România, a fost restabilit codișul din nord-vestul, codișul genetic din nord-vestul României, care a fost restabilit cu salcâm, cu toate speciile care am restabilit și noi, și după 10-15 ani s-a văzut un proces de bioacumulare și humificare a solului și a dat roade procesul de reconstrucție, de recultivare silvică. Da, pe parcurs au fost introduse și specii care sunt apropiate de habitatele naturale, de unde s-au făcut lucrări? Pe parcurs nu. Deocamdată, la caracteristica speciilor care au fost introduse, salcâmul, salcioara, cătina, dar el, dumnealui, spune că pește 10, 15, 20 de ani ar putea fi restabilite. Mulțumim. Domnul profesor? Eu nu am întrebări. Nu sunt întrebări. Vă rugăm. Poftim. Dacă este vorba de regosolul, doamna doctor, deci iată în cât an regosolul poate să treacă, dacă e vorba de reunește de soluri cenușii care s-au format sute mii de ani, acele soluri chiar da, eu mulțumesc, domnul profesor. Eu cred că regosolul trebuiește foarte mult timp, sute de ani, chiar și mii de ani, ca să treacă în solurile care au fost anterior, cernoziomurile vigate, soluri aluviale, cenușii molice. Trebuie să sute de ani, chiar mii de ani, ca să se restabili. Iată, tropicitatea solului, numai atunci putem să vorbim și de vegetație sau de natural ecosistem. Înțeapte de o mică biocenoză cu biotop, putem să spunem, dar ca să vorbim de un ecosistem restabilit, 10 de ani, cred că puțin. Eu mai am o întrebare. Da, poftim, domn profesor. După literatură, în ecosistemele petrofite, ce tip de soluri sunt caracteristici? După literatură, soluziomurile levigate, solurile... Dar cel mai răspândit, ce tip de soluri? Solurile cenușii molice... Dar de renzine. Renzine. Ați auzit? Da, da, da. Asta e cel mai răspândit tip de sol. Renzinele. La voi, la Reunești, acolo sunt renzine. Iată. Bun. Da. Mulțumim. Dar sunt și de astea, aluviale, sunt în văile, la altitudine joasă. Rugăm întrebări. Întrebări nu sunt. Mai sunt. Poftim, domn profesor. Să ești uleac pe din Biurat, pe din Corina, înțelegeți. Nu e. Așa, ușor. E îndrăgostit în tematica respectivă. Corina, da. Și totuși, ce sortiment de arbă și arbuști, așa,
mai pentru locurile astea, să cotiți dumneavoastră, așa, așa, principalele, care sunt cele mai, cele mai perspective, să cotiți așa. Dintre acestea care au fost experimentate. Se poate și din altele care au fost experimentate de alții, în condițiile Moldovei. După ce am plantat noi, cel mai bine, salcâmul, sălcioara, cătina, ligustrum, lemnul câinesc. Este din arbuști. Da, din arbuști. Dar din arbori încă? Urmul. Urmul, da. Care urmul? Urmul din munte. Nu? Urmul din munte. Noi am... Urmul zgada l-am sădit. Da, da. Frasinul și paltinul mai... Dar frasinul tot merge? Merge și frasinul, da, și paltinul, dar au o creștere mai... mai lentă, îndurit mai lent. Și paltinul tot? Paltinul, da. Ați experimentat cu paltinul? Da, paltinul, nu merge paltinul. Da. Paltinul mai slab, într-un ritm mai lent. Totuși este care sunt mai silvice, așa, care sunt specii mai pioniere și le merg mai bine. Da, mai bine, da. Da, este, de acolo nu e urmus glabra, dar e urmus minus, mă tincă. Caragaciu, îi mai spune. Este cu frunzele mici, așa? Noi am sădit urmus glabra. Glabra, da. Da. E bine, dacă e glabra, glabra e mai pretențios, urmus minus, el e mai pionier, așa, cum spun și merge mai bine la asta. Da, bine, așa. Când vă gândiți să vor veni speciile silvice, așa de la Areonești, să zicem, în locurile astea? Nu știu, 100 de ani, cred că o să vedem. Da. Nu, dar acum, dacă spuneți că pe halta aceea care de 25 de ani s-a format un sol, cum îi spuneți dumneavoastră, așa, de câți centimetri grosimea stratului de sol? 2-3 centimetri. 2-3 centimetri, adică în 25 de ani, 2-3 centimetri. Și vreo 50 de ani sau vreo 30-40 de ani se poate experimenta de acum, de introdus speciile astea. Speciile. Da, așa. Să experimentăm. Deci 30 de ani, domn profesor, împreună o să ne ducem. Cine știe pe unde o să fiu eu pe atunci. Bine. Mulțumim. Vă rugăm întrebări. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci oferim cuvântul conducătorului științific care va caracteriza activitatea profesională, deci calitățile personale ale competitorului. Vă rugăm, domn profesor Constantin Bumagă. Eu pe Corina o cunosc mai mult, adică prima dată care mi-a atras atenția a fost când eu lucram la Universitatea de Stat. Eu am lucrat mai mult de vreo 10 ani de zile la Universitatea de Stat și am avut mai multe prelegeri acolo. Printre aceste prelegeri am avut una care se numește metode și sisteme de purificare componentelor de mediu. După ce am terminat prelegerile, ne pregăteam pentru examen și într-o bună zi doamna Corina, atunci domnișoară, se apropie și mă întreabă: domnul profesor, zici că dumneavoastră, dar în grupa asta mai erau încă două fete care terminase colegiul de ecologie, unde eu tot avem prelegeri privind metode și sisteme de purificare a mediului. Mă întreabă, zici că domn profesor, iată, eu m-am uitat la caietul Natașa și spune acolo un caiet de 98 de pagini scris rând pe rând, zice, dar nou ne-ați dat numai undeva vreo jumătate din materialul ăsta. De ce? Cum se explică asta? Bine, răspunde Corina, la Colegiul de Ecologie eu am avut 90 de ore de prelegeri, dar la universitate am avut de tot 30 de ore. De asta a fost un curs special care mi l-a propus domnul profesor regretatul Șalaru. Șalar, da.
Ulterior, după ce eu nimerit la noi în laborator, vreau să menționez că este o persoană foarte activă, se implică foarte activ în toate activitățile laboratorului. Vreau să menționez îndeoseb că noi mergem în teren, fiindcă lucrul nostru principal, adică ca să vedem cercetările, să realizăm cercetările care noi le efectuăm, asta sunt teren. Când ieșim în teren, adică o foarte mare importanță are ce? Studiul stării biodiversității. Și aici vreau să menționez, stimați colegi, că noi avem un mare noroc de doamna profesor și pe această cale vreau să-i mulțumesc, că e, cum spune, un profesor extraordinar care ne-a ajutat și care practic, dânsa a ridicat o amdere în domeniul pregătirii prin evaluarea biodiversității pe Corina. Mai departe, vreau să menționez că el se implică în cadrul laboratorului în toate lucrările, îndeoseb când noi avem activități, vreau să spun, de exemplu, la sfârșitul anului, când avem dările de seamă, se acumulează un volum enorm de date, materiale, eu fac prima variantă a dării de seamă și restul îi încredințez ei și ea, pur și simplu ca cercetător științific până în prezent, deja, adică el duce la capăt toate aceste lucrări, le face, ce nu-i clar, consultă și asta face un lucru pe care trebuie să-l facă, de fapt, un doctor în știință, cercetător științific, coordonator. Vreau să menționez interesul dânsii în toate activitățile și îndeoseb în cercetările astea foarte minuțioase. Noi, îndeoseb, n-am avut mare noroc, vreau să spun că noi am folosit în cercetările noastre cercetările în dinamică. Asta e un lucru extraordinar. Și anume aceste cercetări în dinamică și ne-au permis nouă să vedem și să stabilim această legitate care a fost stabilită de către noi. Indiferent că acolo am studiat amândere spectrul biodiversității, procesul de evaluare a solului, formarea și acumularea nutrienților și a humusului, adică toate s-au efectuat într-un complex de cercetări în dinamic. Și iată acest proces, adică ne-a ajutat foarte mult să facem acele concluzii care noi le-am făcut în lucrarea dată. Mai mult decât atât, vreau să menționez că de unde, eu stăteam și mă gândim câteodată, de unde hărnicie asta, dorința asta de muncă, e inepuizabilă. Și am stabilit. Dânsa s-a născut într-o familie de profesori, tăticul profesor de matematică, mama profesor de limbă și literatură și ea a primit o educație foarte bună, afară de cei 7 ani, încă mult mai mult pe deasupra, și dragostea asta de muncă a făcut-o ca ei să muncească, să acumuleze cunoștințe în acest domeniu și în așa fel să devină un specialist, cum spune, pregătit profesional de o pregătire foarte înaltă. Și eu consider că dânsa a făcut un lucru foarte mare și el, la momentul dat, merită și a ajuns la acel nivel, de asta a văzut lucrarea cu fără că a fost prezentată, acel nivel care noi trebuie să hotărâm astăzi privind acordarea ei gradului științific. Eu sunt foarte mulțumit de activitățile care le-a făcut doamna Corina și aș dori ca și la alți profesori și aș dori și eu să mai am astfel de doctoranți. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim, domnul profesor, pentru aprecierea înaltă a calităților profesionale și a calităților personale, a doamnei Corina. Și, stimați colegi, în calitate de referenți oficiali ai ideii, au fost desemnați domnul doctor habilitat profesor Universitar Cuza Petru, Universitate de Stat din Moldova, domnul doctor habilitat profesor Universitar Costolati Gheorghe, Grădina Botanică și doamnă doctor, conferențiar universitar, Măgăcescu Tatiana, Universitate de Stat din Moldova. Permiteți-mi să vă oferim cuvântul domnului Petru Cuza, doctor habilitat profesor universitar. Mulțumesc, președinte, onorat asistențe,
Permiteți să dau citire avizului asupra tezei de doctor a doamnei Certan Corina cu titlul Particularitățile restabilirii ecosistemului petrofit, de exemplu, carierii de carcar, afaș ciment, care a fost elaborat în cadrul specialității 166.01 ecologie, în cadrul universității sau școlii de doctorat, mai bine o să zic, Dimitrie Cam-Timirșu, prezentată recent pentru obținerea titlului de doctor în științe biologice. Întâi de toate am vrut să vă comunic că în 150 de ani de dezvoltare, ecologia a devenit o știință viabilă, fiind una dintre cele mai necesare domenii pentru locuitorii planetei. Criza ecologică, dar și cea alimentară, demonstrează că omul a comis mai multe erori în relația cu mediul. În acest context, teza de doctorat elaborată de către Certan Corina, cu titlul Particularitățile restabilirii ecosistemului petrofit, conține o analiză amplă, realizată la nivel de sistem natural și relevantă cu referire la problematica abordată. În calitate de obiect de studiu, a servit ecosistemul petrofit, care la momentul de față este valorificat de către societatea pe acțiuni la faș ciment în scop industrial pentru obținerea cimentului. Caracterul inovator al tezii de doctorat, elaborată de Certan Corina, în baza cercetării ecosistemice complexe, se referă la următoarele. Întâi de toate, noutatea și originalitatea lucrării. Formarea și elucidarea adecvată a problemei științifice soluționate a constat în calitatea sa de punct de plecare a studiilor efectuate, ceea ce în mod firesc a alcătuit principalul element inovator și de organizare a lucrării. Originalitatea lucrării constă în faptul că în mod experimental a fost demonstrată legitatea potrivit căreia există o legătură corelativă certă între vârsta haldelor depozitate și numărul de specii care cresc și se dezvoltă pe suprafața acesteia. A fost de asemenea testată dependența între vârsta haldelor și conținutul de nutrienți și a humusului format pe regosol. Un alt aspect al problemei inovaționale se referă la elaborarea și implementarea metodologiei referitoare la recultivarea silvică a ecosistemului petrofit din cadrul carierii la faș ciment. Consider că teza cu titlul Particularitățile restabilirii ecosistemului petrofit, după caracterul interdisciplinar, ecosistemic, modul de abordare științifico-creativ a problemei științifice pentru atingerea obiectivelor propuse de către competitor, merită să fie apreciată la criteriul 2, ceea ce înseamnă cu calificativul foarte bine în ceea ce privește noutatea și originalitatea lucrării. Suportul metodologic al lucrării rezidă din abordarea problemei de cercetare cu o pertinență uluitoare, posedând logica de abordare ecosistemică a obiectului de studiu ca suport metodologic a ecologiei. Expunerea clară a scopului cercetărilor și formularea logică, coerentă și ordonată a obiectivelor. Datele primare au fost generalizate și prelucrate statistico-matematic conform metodelor și tehnicilor de aplicate în teoria sistemelor, ceea ce a permis realizarea sarcinilor propuse. Fiecare compartiment a cercetărilor a fost elaborat și argumentat în conformitate cu reperele teoretice și practice contemporane. Analiza pertinentă a rezultatelor obținute a permis obținerea informației științifice
Credibile, Shiveridice, fără abateri de tipul presupunerilor, reflectate în concluzii bine argumentate. Din analiza metodelor, tehnicilor și procedurilor utilizate pentru atingerea scopului lucrării, consider că teza cu titlul Particularitățile stăpânirii ecosistemului Petrofit corespunde criteriului 2, ceea ce înseamnă foarte bine, la capitolul suportul metodologic al lucrării. Relevanța științifică a rezultatelor. Teza poartă un caracter ecosistemic, include multe aspecte relevante care vizează pe de o parte condițiile de mediu ale locului de studiu, care în lucrare sunt redate prin condițiile geologice, geomorfologice și edafice, iar pe de altă parte identifică structura taxonomică a florii și a faunei, starea diversității floristice și faunistice a carierei de calcar până la exploatare, precum și distribuția florii în cuprinsul hadelor de steril pe perioada de exploatare a carierei. Cercetarea constituie o primă experiență pe plan național prin delucidarea etapelor de restabilire a diversității biologice și stabilirea regității în procesul de formare a solului pe suprafața haldelor de steril. Urmare a cercetărilor a fost demonstrat faptul că procesul de restabilire a diversității biologice și de formare a regosolurilor pe suprafața haldelor de steril poartă un caracter interdependent. Rezultatele științifice sunt relevante fiind în concordanță cu direcțiile de cercetare realizate pe plan internațional. Analiza rezultatelor științifice obținute în teza Particularitățile restabilirii ecosistemului Petrofit demonstrează un nivel teoretic înalt a cercetărilor, relevanța temeinică a argumentelor raportată la valoarea lor științifico-teoretică, ceea ce corespunde criteriul 3, adică calificativului bine, la compartimentul relevanța științifică a rezultatelor. Acum câte ceva despre redactarea tezei și conținutul tehnic a acesteia. Țin să vă comunic că întreaga lucrare este redactată minuțios și la un înalt nivel, respectând o logică perfectă a expunerii argumentelor în favoarea cercetărilor și a prezentării rezultatelor obținute. Afirmațiile formulate sunt clare și convingătoare. Stilul exprimărilor este foarte precis, la care corespunde unui nivel academic înalt. Pe parcursul întregii lucrări este respectată corectitudine lexicală, ortografie și punctuație. Standardele bibliografice sunt respectate atât la citarea în text, cât și la elaborarea listei de surse citate. Teza include 28 de figuri și tabele, fiecare dintre care conține informații relevante, importante pentru evidențierea principalelor rezultate. Aceste elemente sunt elaborate în strictă conformitate cu cerințele. Redactarea tezei și conținutul tehnic al acesteia pot fi apreciate în corespundere cu prevederile criteriului 2, adică sunt apreciate cu calificativul foarte bine. Acum, referitor la respectarea eticii și deontologiei profesionale de către doctorantă. În teză sunt respectate normele deontologice și de bună conduită. Sunt citate articolele examinate în lucrare din care au fost folosite anumite metode de analiză și ipoteze științifice. Este specificat aportul personal al competitorului în realizarea tezei de doctorat. Consider că teza Particularitățile restabilirii ecosistemului Petrofit, analizată prin prisma criteriului de respectare a eticii și deontologiei profesionale, corespunde criteriului dat cu calificativul foarte bine.
Și acum îmi permiteți câteva cuvinte referitoare la publicarea lucrărilor în ediții științifice și la conferințe științifice. Sunt să vă comunic că teza de doctor prezintă o cercetare finalizată care include multiple aspecte, realizarea cărora au fost confirmate în 27 lucrări științifice, dintre care două articole care au fost publicate în reviste internaționale, trei în reviste naționale de categorie B, patru în reviste naționale de categorie C și 13 articole în diverse culegeri naționale și internaționale, de asemenea 5 teze la conferințe internaționale. În concluzie, stimați colegi, doresc să menționez că teza doamnei Certan Corina, intitulată Particularitățile restabilirii ecosistemului petrofit, pe exemplu carierii de calcar ciment, prezentată pentru susținere publică la specialitatea 166.01, ecologie, prin actualitatea temei abordate, interpretarea științifică a datelor obținute, prin structura și redactarea tezei la un nivel științific înalt, prezintă o lucrare structurată cu valoare științifică și aplicată, incontestabilă, cu potențial de valorificare a rezultatelor cercetărilor în industrie minieră, poate fi notificată cu calificativul foarte bine. Iar autoarea, doamna Certan Corina, din punctul meu de vedere, merită cu prisosință atribuirea titlului științific de doctor în științe biologice la specialitatea 166.01. Vă mulțumesc! Mulțumim, domn profesor Petrucuța, bun și oferă pretendente la titlul științific, oferim. Domn profesor, eu vreau să vă mulțumesc enorm pentru analiza minuțioasă a lucrării, pentru efortul și timpul depus, pentru susținere, pentru ajutor, pentru colaborarea fructuoasă a mea și a dumneavoastră între 3 ani. Eu vă mulțumesc din suflet și vă sunt recunoscătoare. Vă mulțumesc mult! Da. Mulțumim. Deci, văd se oferă celui de al doilea referent oficial, domnului doctor habilitat, profesor Costolache Gheorghe, pentru a da citire avizului asupra tezei expertizate. Poate fi o mască? Da. Poate că avem distanță. Poate, așa e. Domnul președinte, adorată asistență, eu nu să fac o preambulă până la aviz. Da. Înțeles că am avut părerea de doctorul vegetație petrofită și vreau să spun că noi am avut o temă privitor de cercetarea râurilor mici. Și noi metodic în evaluarea vegetației din lucră și cele râurilor mici, facem în felul ăsta, luăm râul de la izvor și lucrăm la revărsare. Și natural că râurile mici treceau prin locuri cu vegetație, cu ecosisteme petrofite. Și vă dau așa un exemplu, ea că mărți la Pașcana, este pe Ichel, până la Boșcana, așa de așa unde Ichelul trece printre multe ecosisteme petrofite, așa. Și așa, știți, ne-am pus până în cap când a văzut ce depăntări sunt în carierele este pe tot parcursul ăsta. Știți, multe carieri care sunt cu lucruri vegetații petrofite. A fost un coleg de-a noastră tot pe părțile și a fost cu religiuni și așa mai departe, dar lucrurile nu se mișcă. În afară de asta avem locuri cu vegetații devastată și pe râul Draghiști la nordul Moldovei și pe la mai sus de Aleonieri, pe părțile cerea toată, sunt multe carieri care, înțelegeți, care, știți, oamenii ăștia care extrag piatră și așa mai departe, nu-și mai bat capul ca să recultiveze, să aducă lucrurile astea.
Al doilea moment vreau să vă spun că eu în tinerețe am avut câteva așa stagiuni în orașul Dnipropetrovsk și în Donetsk. Acolo o să înțelege că suprafețele sunt cu mult mai mari decât la noi, însă am văzut așa multe locuri recultivate. Recultivate multe cariere, așa, știți, procesul ăsta chiar este și o carte a lui academicianul Ucrainei Kondratiuk, se numește E promâșlinea botanică, nu știu dacă ați auzit din dânsa, înțelegeți? Și el dă metodele astea și lucrările astea care se fac în devalorificarea locurilor astea devastate, mai ales în locurile unde se extrag cărbune. Așa cum spunem și de orice, după datele din disertație, în lume sunt multe lucruri și lucrări publicate în domeniul acesta. Să fac multe lucruri bune. Însă la noi, părere de rău, stăm și la capitolul ăsta foarte prost. Și lucrarea de față care noi astăzi o discutăm, asta este o lucrare de pionierat. Eu am spus la seminar data trecută, au fost câteva lucrări efectuate de către Mort Silva, țară vedere în suprafața asta de la Goia, înțelegeți? Însă interpretarea științifică până moia, asta e prima lucrare de, în orice caz, eu nu cunosc altă lucrare care s-a făcut în domeniul ăsta. Așa că noi salutăm lucrarea asta care a fost inițiată în laboratorul respectiv, și au făcut un mare efort și de atâta trec să vă citesc avizul. Mulțumim! În prezent în Republica Moldova sunt 153.000 și cariere cu o suprafață totală de 9.675 hectare. Suprafața totală exploatabilă este de 1.423 de hectare, iar suprafața totală recultivată numai 240 hectare. Asta e mii de oameni buni. Avem numai 16% de suprafețe care sunt recultivate. Este un procent foarte mic care ne indică actualitatea acestei probleme. În aceste locuri care au fost devastate, posibil că au fost habitatea unor specii de animale și plante valoroase. Toate acestea se apreciază ca problema reconstrucției, recultivării acestor suprafețe devastate reprezintă o problemă majoră și este actuală. Scopul tezii și a fost spus de disertant, obiectivele tot la fel, nu să le mai repet, dar vreau să spun că tema de doctorat, particularitățile biologice, particularitățile reconstrucției cu sistem petrofit, pe exemplu, carierii la Farj, este scrisă pe 129 pagini de text pe bază și conține 11 tabele, 20 figuri și 10 anexe. Volumul total a tezii este 176 de pagini, structura tezii include 5 capitole. Astfel, problema abordată, scopul și obiectivele lucrării sunt originale. Deci, noutatea și originalitatea lucrării poate fi apreciat cu calificativ foarte bine. În capitolul 1, reconstrucție ecologică a terenului degradat, rezultate prin exploatare minieră de suprafață, este un volum de 30 pagini și constă din 4 subcapitole și concluzii. Sunt analizate datele de literatură națională și internațională privind problema degradării ecosistemelor respective. Rezultatul analizei surselor bibliografice, disertant afirmă că suprafața terenului degradat rezultate prin exploatare minieră, de suprafață este în continuă creștere, ceea ce duce la poluare apei, aerului, solului, distrugerea ecosistemului, modificarea peisajului și afectarea sănătății populației.
din baza analizii de literatură, o competitoare coincide că cea mai economică și acceptabilă metodă din punct de vedere ecologic este acoperirea cu vegetația terenurilor degradate. În câteva subcapitole sunt trezieri de îmbunătățirea structurii. În subcapitolul 1.2, impactul negativ al activităților miniere, primul aliniat, ar putea fi trecut la pagina 27. Sunt unele expresii care necesită a fi corectate. La pagina 24, sulfină galbenă, sulfină albă, care fiind plante fabacee, așa cum scrie autorul, ar fi corect ca să fie expresie plante din familia fabacee. Sunteți de acord? La pagina 23 se enumără felurile de poluare. Poluare a apei, poluarea solului, s-ar putea dispus și cu poluarea florii. Așa expresie este literatura. Capitolul 2. Materiale și metode de cercetare în volum de 10 pagini constă din 3 subcapitole. În subcapitolul 2.1 este dată schema înplasării zonei de studiu. În subcapitolul 2 sunt descrise metode de cercetare în teren, iar în subcapitolul 2.3 sunt descrise metode de cercetare în laborator. Colectarea, determinare, păstrare și analiza chimică a monstrelor a fost realizată conform metodologiei și metodelor clasice de analiză. Determinarea condiției de laborator a speciilor de plante și animale a fost efectuată utilizând determinatoare speciale din domenii botanice și zoologiei. În linii generale, suportul metodic al cercetărilor este apreciat calificativ foarte bine. În capitolul 3, studiul privind starea ecologică a carierei de calcar la Farj este capitol cu cel mai mare volum de scris pe 34 de pagini și constă de 5 subcapitole. În primele două subcapitole sunt caracterizate condițiile geologice, geomorfologice și edafice din zona de studiu. Tot aici este relatat studiul stării diversității plantelor și animalelor a carierei de calcar până la exploatare și structura taxonomică a diversității florii. În acest capitol este descrisă analiza spectrului bioecologic și fitogeografic al plantelor vasculare din carieră de calcar. Tot în acest capitol este descrisă componența algaflorii, parametrului chimici și apei, așa din carieră. În acest capitol sunt unele expresii nereușite, cum ar fi, la pagina 83, a fost observat procesul de inițiere și de stabilire a următoarelor asociații de plante. Două puncte. De păiuș, fertica pratensis, cu alte ierburi. Doi, cu sulfină, galbenă, melilotus officinale, care se dezvoltă abundent. Denumirile respective nu corespund noțiunii asociației de plante, dar mai degrabă unor populații. Sunt și unele expresii de reușit, cum ar fi pot germina și da naștere plantelor. Redactarea și conținutul tezei este apreciat calificativul foarte bine. Etapa de restabilire, capitolul 4, etapele de restabilire naturală a ecosistemului petrofit din cariera de calcar la Farj include 4 subcapitole și este scris pe 14 pagini. În acest capitol sunt descrise etapa de formare a haldelor de steril, etapa de formare a regosolurilor, studiu privind conținutul de humus și particularitățile stabilirii în procesul restructurare naturală a ecosistemului petrofit din cariera la Farj. Ciment. A fost stabilit procesul de restabilire a diversității plantelor pe suprafața haldelor, în dependență de vârsta lor. A fost evidențiat că numărul de specii de plante erbacee este determinat de vârsta haldelor. Cu cât vârsta haldelor este mai mare, cu atât este mai mare numărul de specii care se dezvoltă pe suprafață acestea. Exprimată prin următoarea
relație, vârsta haldei, numărul speciei. Ca rezultat, copistoarele apreciază anumite succesiuni în procesul de restabilire a biodiversității pe suprafața haldului, de sedil, alea în concomitet cu procesul de solidificare. Pe suprafața haldului sunt studiate și acestea sunt interdependente și reprezintă un proces reciproc. Părinul Cerstan a descris regosolul, care reprezintă soluri aflate în stadiu incipient de evoluție, dar formarea lor este condiționată de prezența materialului parental neconsolidat. Cercetarea realizată de Corina Cerstan aduce anumite contribuții teoretice și practice pe scară națională și internațională și poate fi apreciate cu verificativ excelent. Eu am să salut un moment aici la Andiorte în lucrarea asta, știți, un element metodic, înțelegeți. Ideea asta, sper că și conducătorul aici a avut cuvântul său, că a luat halde de diferite vârste, de 25, de 20, de 10 și așa mai departe. Asta e un moment crucial în deoarece lucrarea asta, complet ideea asta. Înțelegi? Nu la fiecare putea să învățească mult acolo, dar ca să fie luat, spus, halde de diferite vârste, să înțelegi că asta și de atâta și cipul este joacă în binișoară. Înțelegi? Ele sunt de 5 ani, de 10 ani, de 20, 25, înțelegi, astăzi sunt diferite stadii de restabilire. Așa că aici sunteți brava, brava Corina, brava conducătorul că ați făcut momentul ăsta. Altfel, nu se putea de evidențiat succesiunile astea, înțelegi, iată. În capitolul 5, reconstrucția ecologică a ecosistemului Petrofit din cariera de calcar, așa este prezentat și argumentat științific soluții tehnice pentru reconstrucția ecologică a ecosistemului petrofit din carieră. Cerințe ecologice ale speciilor forestiere, scheme și compoziții de plantare. Acest capitol cuprinde rezultatele cercetărilor privind recultivarea silvică în cariere de calcar, dinamica creșterii și în înălțimii de diametru speciei și așa mai departe. Aici sunt prelucrate matematic, așa făcute în scale. Astfel, redactarea tezei și conținutul pot fi apreciat, calificativ, foarte bine. Teza se încheie cu concluzii generale, recomandări, așa, recomandări și anexe, reșit din cerințele formularului evaluării tezei de doctor în știință, apreciem că disertația analizată corespunde specializării solicitate, tema tezei de doctor corespunde esenției materialului lucrării, tema tezei este actuală și corelează cu direcțiile prioritare de cercetare, dezvoltare în domeniul protecției mediului și tema asta corelează cu direcții prioritare ale Institutului de Ecologie, oameni buni. Dar mai multe teme de astea Institutului de Ecologie trebuie să pui pe masă, înțelegeți? Asta nu ne trebuiesc, înțelegeți? Asta e direcție principală și aș spune că așa pentru institut. Iată cum Ivan a bătut aici. Drept fundament metodologic și a observat principii abordării ecosistemice din domeniu. Noutatea științifică pentru prima dată a fost efectuată în studie de a restabilirii naturale ecosistem Petrofit. A fost elaborată și implementată metoda experimentală de recultivare silvică a ecosistemului Petrofit din carieră. Rezultatele cercetării sunt implementate de către departamentul respectiv din auzinii la Farj. Eu vreau spun că dacă ați mai găsit, eu cred că ați putea să mai găsiți în carieră,
înțelegeți și v-ați dus cu rezultatele astea care voi le aveți, voi eu cred că să aveți uși deschise la lucrurile astea. Tema aprobată corespunde conținutului tezei, autoreferat este 34 pagini și reflectă conținutul disertației. Rezultatele prezentate în teză au fost reflectate în 27 de lucrări, dar în general UNEI are publicate 40 de articole. Înțelegeți, asta mult vorbește. Dintre care 2 articole în reviste internaționale, 7 articole în reviste naționale recenzate, categorie B, 4 articole în reviste naționale, categorie C, 13 articole în colegi naționale, internaționale și 5 teze la conferințe internaționale. Deci, rezultatele pot fi apreciate cu calificativul foarte bine. Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației, numărul tare, privind la aprobare regulamentul de atribuire a calificativilor tezei de doctorat, calificativul general al tezei, doamne Certan, particularitățile de stabilire cu sistemul de profit, pe exemplu, carierii de călcat la fază de conocement. Așa, program de doctorat 16 de ecologie este foarte bine. Și am iscărit de sub. Iată așa. Ei vă mulțumesc. Mulțumim, domn profesor. Poftim. Prezidentul. Domn profesor, eu vă mulțumesc enorm pentru munca dumneavoastră care s-a făcut-o, pentru analiza lucrării și pentru aprecierea înaltă a lucrării din partea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc mult pentru sugestiile, sfaturile dumneavoastră. Vă mulțumesc mult și vă doresc sănătate și sper să lucrăm mai departe împreună, să facem lucruri frumoase. Mulțumesc. Cuvânt se oferă celui de-al treilea referent oficial al tezei, doamnei dr. Tatiana Nagacevski, pentru a da citirea vizului tezei supusei expertizei. Eu, ca să nu repet unele lucruri care primul și a doilea oponent de acum au fost, vreau numai să completez puțin ceea ce a spus profesor Pustolache, domnul profesor, că una din problemele care le avem astăzi, fiind o republică agrară, se vorbește foarte mult și se laudă cu solul, cu cernozomurile noastre, dar ele deloc nu coincid celor ci cu ce noi ne laudă. Asta este una. Doilea, una din problemele cum Institutul de Pedagogie le-a numit cel mai păgubos factor al solurilor din ultimii 20 de ani în Republica Moldova este eroziune. Deci iată cu reforma Pământ, programul Pământ, care cum s-a efectuat asta. Dar iată, m-a impresionat această teză dintr-un punct de vedere, una, că anume, iată, ce țin de cele 153 de cariere, ele toate produc în lanț mai departe, în afară de teritoriul ăsta, încă în vecinătate, procesul erozional. Și ideea care ați prezentat-o în teză este ceva de, într-adevăr unical, fiindcă măcar să stopăm procesul de eroziune, fiindcă procesul de pedogeneză el o să meargă încet, dar o să meargă dacă o să-l ajutăm. Deci atât din ce cauză, într-adevăr, încă o dată vreau să accentuez și eu că este o teză extraordinară, fiindcă pentru prima dată s-a atras atenție și biotopului. Se vorbește foarte mult de biodiversitate, dar știm foarte bine că fără troficitatea biotopului, deci fără sol, nu putem să primim masă lemnoasă, nu putem să primim iată ceea ce ne dorim, fiindcă într-adevăr este o problemă într-un ecosistem, totul este legat și de aceea aici doamna Corina a depus un lucru, e foarte extraordinar ca să poți să studiez și solul, și plantele, și, deci și flora, și fauna, și să le unești așa de corect și să le poți expune, într-adevăr este ceva de lăudat. Deci iată, dacă vorbim de noutatea și originalitatea lucrării, într-adevăr, activitatea mineră, iată, produce un impact care
afectează într-o măsură mare, deci iată toți factorii de mediu când se vorbește de un ecosistem. Pentru diminuarea impactului negativ a activității minerii de pe teritoriul Republicii Moldova, un rol important îi revine restabilirea acestor ecosisteme prin diferite măsuri propuse, iată de reconstrucție ecologică prin recultivarea silvică, recultivare agricolă, reamenajări peisajistice și altele. Studiul efectuat în domeniul restabilirii naturale a ecosistemului Petrofit și stabilirea, iată, legității formării regosolurilor pe suprafața caldelor de steril prezintă baza reconstrucției ecologice a unei ecosisteme. Legitatea demonstrează că gradul de formare a regosolului reprezintă un proces de evaluare a solului, iată, dependent de vârsta haldelor. Și de acum s-a spus, deci iată, foarte bine se vede această, este prezentată această evaluare care reprezintă într-adevăr cât de greu se formează acel centimetru de sol și nu se va forma atâta timp cât nu vor fi replantate aceste hale. Cu cele mai inferioare, în sens, din început, măcar la cei zero, cu niște vegetație ierboasă. Și de acum ușurăm așa ceva. Deci, iată, consider că teza particularitățile restabilirii ecosistemului Petrofit, pe exemplu, cariere de calcar la plaj ciment, după caracterul interdisciplinar, modul de abordare, iată, creativ și metodologia abordată pentru atingerea obiectivelor propuse, merită să fie apreciată la criteriul 1 și anume excelent. Suportul metodologic și al lucrării, iarăși, au fost numite, de acum enumerate, spuse, deci, și consider că pot fi apreciate, iată, după criteriul 2, foarte bine. Relevanța științifică a rezultatelor, am spus-o în câteva cuvinte la început, într-adevăr, teza poartă un caracter interdisciplinar, include multiple aspecte care vizează, pe de o parte, procesul de pedogeneză, ce prezintă formarea solului, condițiile edafice și spectrul bioecologic. Procesul de restabilire, iată, ecosistemului Petrofit constă din următoarele etape de formare a caldelor, de inițiere și de restabilire a biodiversității pe suprafața caldelor de solidificare. Analiza rezultatelor științifice obținute în cadrul tezei, ce se referă și la, iată aici, cine a lucrat în laborator și a determinat proprietățile fizice, chimice a solului. Nu mai vorbim de determinarea plantelor în teren, în laborator. Deci, analiza apei. Deci, este un lucru enorm. Și, practic, toate datele corelează între dânsele, adică arată că s-a muncit și s-a muncit corect și nu s-a plagiat sau s-a luat din literatură careva date. De asemenea, nu a avut frică să prezinte pentru prima dată, iată, la regosoluri, acele date care sunt foarte riscant să le prezinți atunci când le faci prima dată. Deci când ai în Moldova cu ce să le compari. Deci analiza rezultatelor științifice obținute în cadrul tezei, de asemenea le apreciez cu calificativul excelent, adică la criteriul 1. Redactarea tezei și conținutul tehnic, deci iarăși să numerotez 5 capitolul 3 cu rezultate proprii ale cercetărilor, au fost numite de profesor Postolache foarte bine, deci și enumerate ca să nu le mai descriu, deci iată, prezentarea grafică este rațional încadrată în teză, corespunde în totalitate temei abordate și este explicată din punct de vedere științific. Ipotezele de cercetare sunt bine argumentate, valoarea aplicativă a cercetărilor este confirmată prin documente justificate plasate în anexe.
sursele bibliografice sunt relevante, trimiterile la sursele bibliografice sunt corespunzătoare. Deci, analiza tezei prin prisma criteriilor redactarea tezei și conținutul tehnic îl apreciez cu calificativul foarte bine. Respectarea eticii și deontologiei profesionale, excelent. Ce ține de publicațiile în edițiile științifice, știm foarte bine toți ce înseamnă să ai 40 de lucrări publicate, 27 la temă și temă de cercetare și 5 sau 6 fără autori acolo, dacă nu le mai le-am scris pe toate să nu le numerotez. Deci, iată, iarăși, munca depusă în expunerea acelor materiale la temă, cât și în, în domeniul ecologiei sau în specificul ecologic, sunt apreciate, îl apreciez cu calificativul excelent. În linii generale, consider că teza particularității restabilirii ecosistemului petrofit prezintă pentru prezentată pentru susținerea publică la specialitatea 166.01 ecologie, prin actualitatea temei abordate, interpretarea științifică a datelor obținute, prin structurarea și redactarea tezei la un înalt nivel științific, prezintă o lucrare bine structurată, cu valoare științifică și aplicativă înaltă, cu potențialul de valorificare a rezultatelor pentru reconstrucția ecologică a ecosistemului petrofit din Republica Moldova, care poate fi, iată, fi notificată cu calificativul foarte bine. Autorul, doamna Certan Corina, merită din plin atribuirea gradului științific de doctor în științe biologice la specialitatea 166.01 ecologie și felicitări pentru această realizare. Mulțumim, doamna doctor Tatiana Năgăcescu. Poftim, doamna ședină. Doctor Tatiana Năgăcescu, vă mulțumesc enorm pentru efortul dumneavoastră depus și pentru analiza minuțioasă și aprecierile înalte, pentru sugestiile și pentru ajutorul acordat. Eu vă mulțumesc enorm pentru disponibilitatea dumneavoastră și vă doresc sănătate. Și vă sunt recunoscătoare. Vă mulțumesc. Plăcere. Eu am o întrebare. Da. În literatura noi nu niciun careva informație despre ribosomuri? Nu, în Moldova. Prima dată, adică acum... Nu, ele sunt în clasificația internațională UNESCO și română. Sunt. Da. Ele dar la noi Moldova nu fost. Nu, domnul Căniceanu, ursul nu le-a inclus, fiindcă ele undeva, dacă așa să le spunem, ele sunt frate, soră cu rinzini. Cum? Cu rinzinile, slab evaluate. Ei, nu, nu, dar rinzinile de parte. De parte, dar domnul Cărnician, din motivul ăsta, el a zis că nu, la noi, nici nu am avut unde să le studiem ca atare, că la noi nu, nu am avut. N-ați avut unde să le studiem? Da, 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 asta, 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 asta vă spun. A apărut nu practic. Nu a fost unde și atunci când sunt... Da, adică informația asta, da, practică, da, da. E nouă. Da, da, în Moldova nu avem. În clasificația la Cărnicianu Ursu nu e așa ceva. Asta e un element, o noutate științifică foarte bună. Da, dar noi utilizăm clasificațiile internaționale, clasificația... Iată, da, dar informații nu au fost până. Nu, nu, informații nu. Nu s-au făcut evaluare. Nu, da, domnul Cărnicianu, iată, unica ce a descoperit domnul Cărnicianu, solul din, solul pinul, fagulul, cum l-a numit, pe, nu rinzină, dar pe, ziceți, pe ceea ce ăla era. Nu știu, amintesc. Gresie. Da. Da. Deci, iată, el a găsit așa ceva în codre, în plaiofagul. Dar aici, a, ca atare, da, regosolul nu, 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 nu s-a studiat. Că... În plaiofagul nu mai se nu, eu zic, s-a descoperit, adică a dat noțiuni de un sol nou. Da. Dar ce ține de regosolul nu a avut, pentru că nimeni nu a încercat să le...
Nu? Da, într-adevăr, asta e ceva. Dacă, asta e perioada de 25 de ani, să zicem, înțelegi, ca lor, așa, ele sunt foarte... Să merg la cele slab evaluate sau slab... Erodate. Nu erodate. Neconsolidate. Ele sunt așa... În România sunt. În România, când eram la conferință, la Regusoluri, iată, anume în cariere, ducem toți Carpații acolo unde... E acolo sunt mai de mult. Da, de mult. Îi reconstruiesc, îi reabilitează toate... Și acolo, da, este de aceea... E ceva nou, dar e nou pentru Moldova, da. Dar nu este nou pentru pedologie și pentru clasificarea solului. Da, da, da. Mulțumim. Mulțumim. Deci, noi am ascultat aviziile stimaților referenți. Urmează discuțiile asupra valorii științifice a tezei cu participarea membrilor Comisiei de Susținere Publică și cuvânt se oferă domnului doctor habilitat, domnul profesor Constantin Bulmanda. Poftim. Stimați membrii comisiei, eu aici au fost spus, adică de către stimații referenți, multe lucruri bune. Eu greu, foarte scurt, am să mă opresc am ieri tot în caracteristică acestor puncte importante. Foarte scurt, da, da. Și dacă îmi permiteți, încep cu noutatea și originalitatea cercetărilor. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost efectuat studiu privind restabilirea naturală a biodiversității și stabilită legislația privind dependența gradului de evoluare a regusolului și suprafața aldelor de steril de diferită vârstă în cadrul carierei de calcar. În rezultatul cercetărilor a fost stabilită legislația procesului de formare a solului pe suprafața aldelor de steril care este exprimat prin faptul ca aceasta, adică formarea regusolului, reprezintă un proces de evoluare a solului determinată de vârsta haldelor, numărul de specii care se dezvoltă pe suprafața haldelor și a conținutului de humus, în paranteză, substanță organică, formată de masa speciilor dezvoltate pe suprafața haldelor de steril. În baza rezultatelor obținute, consider că la criteriul 1, noutatea și originalitatea lucrării merită să fie apreciat calificativul excelent. Suportul metodologic al lucrării. Teza de doctor a fost realizată în baza unei idei de cercetare bine formulate și conceptualizate. Cercetarea științifică a fost structurată logic, ceea ce a permis obținerea rezultatelor importante în cadrul fiecărui obiectiv trasat. Metodele utilizate de doctorand au fost selectate cu precauție și corespund perfect atât scopului final cât și rezultatelor scontate. Grație efectuării întregului complex de cercetări în dinamică, a permis obținerea rezultatelor importante în cadrul fiecărui obiectiv trasat. Cercetările prezentate în lucrare au caracter interdisciplinar, îmbinând investigații ecologice și pedologice. În baza analizei obiectivelor de cercetare, a procedurilor, metodelor și tehnicilor utilizate pentru atingerea scopului lucrării, consider că teza particularității restabilirii ecosistemului petropit corespunde criteriul 1, suportul metodologic al lucrării cu calificativul excelent. Relevanța științifică a rezultatelor științifice. Teza de doctorat analizată include un volum de rezultate enorm care contribuie la completarea cunoștințelor despre procesul de restabilire naturală a ecosistemului petrofit, în baza căruia stau mai multe etape. Autorul a obținut dovezi consistente privind procesul de restabilire a ecosistemului petrofit, care constă în studiu complex al dinamicii procesului natural de inițiere și restabilire a biodiversității, formării solului pe suprafața haldelor de steril și condițiilor care asigură restabilirea ecosistemului petrofit din carieră și elaborarea metodei de recultivare ecologică prin recultivare silvică, pe teren proaspăt, depozitat, fără adausuri suplimentare. În baza acestor rezultate, consider că teza corespunde criteriul 1, suportul metodologic al lucrării, calificativul excelent. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Teza este perfectată conform tuturor rigorilor. Lucrarea este redactată și expusă logic. Materialele expuse sunt aranjate logic, astfel
ca să contribuie la buna transmitere a mesajului autorului. Limbajul utilizat este unul academic, clar, concis, precis și coerent. Tehnologia de specialitate este aplicată adecvat. Figurile sunt redactate corect, sunt clare, cu rezoluție bună, sunt însoțite de legende explicite, care facilitează citirea și înțelegerea materialului expus. Redactarea tezii și conținutul tehnic al acesteia este evaluată în corespundere cu prevederile criteriului 2. Foarte bine. Respectare etice și deontologiei profesionale. Lucrarea a fost elaborată cu respectarea strictă a principiilor și valorilor eticii cercetării științifice. Veridicitatea datelor utilizate este confirmată prin înregistrări de laborator aprobate de șefii subdiviziunilor în care s-au realizat experiențele. Citarea surselor bibliografice este făcută corect, conform normelor indicate în ghid. Autorul cunoaște conținutul acestora, iar invocarea lor în textul lucrării este argumentată și efectuată adecvat. Pe durata realizării tezii de doctorat, doctorandul a dat dovadă de o bună cunoaștere și de respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare, publicare și brevetare rezultatelor obținute. Respectarea eticii și deontologiei profesionale corespunde criteriului 2, calificativul foarte bine. Calitatea susținerii publice, corespunderea criteriului dat, urmează a fi apreciată de către dumneavoastră, stimați membri. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice, teza de doctor, particularitățile stabilirii ecosistemului petrofit, reprezintă o cercetare definitivată, care este confirmată prin 27 de lucrări științifice, 2 articole în reviste internaționale, 3 în reviste naționale, categorie B, 4 în reviste naționale, categorie C, 13 articole în colegii, 5 teze la conferințe internaționale. Autorul dispune de 2 acte de implementare. Consider că teza particularității de stabilire ecosistemului petrofit în baza criteriului publicarea în ediții științifice, prezentare la conferințe științifice, corespunde criteriului dat cu calificativul excelent. În rezultatul evaluării tezii particularității de stabilire ecosistemului petrofit prezentat pentru susținerea publică la specialitate 166.01 ecologie, privind actualitatea temei abordate, argumentarea științifică a rezultatelor experimentale obținute prin structura și redactarea tezei la un alt nivel științific, reprezintă o lucrare bine structurată, cu o valoare științifică teoretică și aplicativă, cu perspectivă de valorificare a rezultatelor obținute în reconstrucție ecologică a ecosistemelor petrofite din Republica Moldova și poate fi notificată cu calificativul excelent. Autorul, doamna Certan Corina, merită cu prisosință atribuția gradului științific de doctor în științe biologice la specialitate 166.01 ecologie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul profesor. Domnul doctor habilitat, Dragul Mago Constantin, conducătorul meu de suflet, eu vă mulțumesc enorm pentru ajutorul dumneavoastră, pentru sugestiile, pentru tot timpul acordat și pentru exigența dumneavoastră care mereu ziceați, hai Corina, hai Corina. Eu vă mulțumesc enorm și într-o zi de toamnă culegem roadele și culegem laurii acestei tezi. Eu vă doresc sănătate și vă sunt recunoscătoare pentru tot. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte frumos. Am avut asistență. Dacă îmi permiteți să-mi expun și eu părerea asupra tezei, am rămas impresionată de activitatea acestei echipe și, în general, de lucrările care se realizează în cadrul Institutului de Ecologie și este o mândrie pentru noi, fiindcă Corina este absolventă în Universității de Stat din Moldova, facultății, și acele întrebări care au fost rezolvate și care sunt pentru prima dată, au fost menționat cu stimații referenți, ei sunt lucrări de pioneriat și
lucrare prezintă un interes deosebit pentru teorie, pentru practică, pentru protecția ecologică, pentru restabilirea acelor terenuri care, cu regret, se folosesc nerațional și cariera de piatră după expunerea și după extragerea pietrei, ea rămâne pentru mulți ani nefolosită, nerestabilită și, într-adevăr, este foarte important ca toate aceste zone, toate aceste locuri să fie restabilite sau reconstruite, cum au menționat și mulți mați referenți. Într-adevăr, Corina, împreună cu conducătorul științific, au efectuat foarte multe analize, dacă luăm la partea metodică și metodele care au fost folosite și analize biochimice și restabilirea faunei și florii și unde nu analizezi și participările la conferințe și la congrese, m-a impresionat participările în România, în multe conferințe dedicate acestei probleme. Implementarea a fost realizată și la nivelul Universității de Stat din Moldova, deci studenții noștri vor face cunoștințe cu aceste rezultate minunate. Și dacă îmi permiteți, deci referitor la oferirea calificativului, vreau să nu mă repet ceea ce au spus colegii mei, fiindcă au spus foarte bine și foarte bine au apreciat la justă valoare lucrarea. Deci, originalitatea rezultatelor, după cum a fost menționat, constă în studiul complex al dinamicii procesului natural de inițiere și restabilire a biodiversității. Și iată, anume, aici s-a demonstrat caracterul inovativ al lucrării și poate fi atribuit calificativul excelent. Metodele utilizate sunt adecvate, sarcinul cercetării și utilizarea lor relevă competența profundă de cercetori demonstrată de către doamna Certan Corina. Succesiunea tuturor etapelor la efectuarea cercetărilor a fost logică și a contribuit la obținerea rezultatelor obiective. Deci, autorul stăpânește bine metodele și tehnicile de cercetare. Poate fi atribuit calificativul foarte bine. Deci, la următorul compartiment, iată, deci sunt bine prezentate și discutate rezultatele obținute cu corelarea lor în cadrul teoretic al cercetării. Se observă interpretarea critică al propriilor cercetări și poate fi atribuit calificativul foarte bine. Se înțelege că foarte bine să ai așa conducător științific cu experiență vastă, erudiție, atitudine binevoitoare față de doctoranți al domnului Constantin Bulmaga, doctor habilitat în științe biologice. La compartimentul redactarea tezei și conținutul tehnic corespund cerințelor stabilite prin regulamentul și formatul, tip al școlii doctorale, prezentarea grafică, descriere bibliografică, includerea figurilor, tabelelor, poate fi atribuit calificativul excelent. În lucrare sunt respectate etica și deontologia profesională. Datele utilizate sunt veridice, sunt respectate normele de bună conduită în activitate de cercetare, dezvoltare, se atribuie calificativul excelent. Permiteți-mi să menționez calitatea susținerii de astăzi și dragostea cu care doctoranta ne-a demonstrat realizarea planurilor și obiectivelor care au fost puse în fața ei. Deci, calitatea răspunsurilor, gândirea critică, analitică, a răspuns foarte bine la toate întrebările și vreau să menționez că doamna Corina Certan a participat la realizarea proiectului naționale și internaționale, obținând rezultate relevante, valoarea cărora au fost raportate la aceste nivele naționale și internaționale și se atribuie calificativul excelent. Și deci cele expuse
permit de a conchide că teza de doctora doamnei Certan Corina este o lucrare științifică finisată care aduce un aport teoretic și aplicativ în cercetare, contribuie la evaluarea particularităților de restabilire a ecosistemului petrofit din cariera de calcare a uzinei la Frarciment. În baza analizei tezei propusă de autor, a rezumatului publicațiilor, precum și a implementării rezultatelor științifice, îmi expun convingerea că după noutatea sa semnificație științifică a rezultatelor și interpretarea datelor, lucrarea doamnei Certan Corina corespunde cerințelor ANACEC, Comisiei de Susținere Publică față de tezele de doctor, iar autorul merită conferirea titlului de doctor în științe biologice la specialitatea 166.01 Ecologie. Mulțumim! Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă profesor, pentru analiza minuțioasă și foarte frumos spusă. Mulțumesc mult pentru efortul depus, pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc din suflet și vă urez sănătate și vă sunt recunoscătoare. Mulțumesc. Mulțumesc. Un ceas bun pentru viitor. Mulțumesc. Deci, mai dorește cineva să zici? Da? Deci toți membrii comisiei și-au expus opiniile asupra tezei. Expedierea rezumatului și data susținerii publice tezei de doctorat au fost avizate la data de 18 septembrie 2020, proces verbal numărul 1 al Comisiei de Susținere Publică a Tezilor de Doctorat din 8 septembrie 2020. Rezumatul a fost expediat la adresa instituțiilor din lista aprobată la aceeași ședință la data din 1 octombrie 2020. La adresa școlii doctorale științe biologice specializate au parvenit avize de la următorii savanți. Deci, primul, Drumnea Dumitru, doctor în știință, Institutul de Ecologie și Geografie. 2. Doamna Leochinina, doctor în știință, Institutul de Ecologie și Geografie. 3. Bulat Dumitru, doctor habilitat, Institutul de Zoologie. 4. Gliga Olesea, doctor în științe, Institutul de Zoologie. Cerbar Valerian, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția Solului, Nicolae Dimo. 6. Cuhariuc Ecaterina, doctor în științe, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția Solului, Nicolae Dimo. 7. Șalaru Victor, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Bobeica Valentin, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Capitaliciuc Ivan, Universitatea Transnistriană, Șevcenco. 10. Mamai Iulian, doctor în științe, Agenția Mold-Silva. 11. Adamescu Mihai, doctor, Universitatea din București, Centrul de Cercetări în Ecologie Sistematică și Sustenabilitate. 12. Ofițerul Augustin, doctor, Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Energie Medicală. Facultatea de Inginerie Medicală. Toate avizele sunt pozitive, iar autorii acestora subliniază semnificația teoretică, noutate științifică și practică a lucrării elaborată de către pretendenta la titlul științific Certan Corina pentru domeniul de cercetare la care se referă. Poftim! Referitor la avizile primite. Eu mulțumesc tuturor doctorilor în știință și doctorilor abilitați din la noi în țară și din peste hotare pentru avizele pozitive care mi le-au acordat. Le mulțumesc mult. Mulțumim. În continuare, urmează procedura de votare.
stimați colegi, conform onorată asistență, conform procesului verbal numărul 2, privind rezultatele votării membrilor Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat din 6 noiembrie 2020, se propune de a acorda doamnei Certan Corina titlul de doctor în științe biologice cu calificativul foarte bine. S-a votat pro 5 membri contra 0. Cuvânt se oferă în continuare candidatului la titlul științific. Stimată audiență, stimați membri ai comisiei, stimați președinte, stimați referenți, vă mulțumesc enorm și vă aduc sincere mulțumiri pentru efortul depus și pentru sugestiile și sfaturile aduse în adresa mea. Eu vă mulțumesc pentru tot și îmi cer scuze, poate uneori am călcat măsura sau mulțumesc mult. Mersi mult din tot suflet pentru aprecierea înaltă, vă mulțumesc și vă urez sănătate și vreau să mulțumesc colegilor din Laboratorul Eco-Urbanistică și din Institutul de Ecologie și Geografie. Vreau să mulțumesc doamnei doctor Grabko, Nadejda, care mi-a fost mentorul meu și m-a ajutat enorm să cercetăm flora din ecosistemul Petrofita Carierii de Calca. Și vreau să mulțumesc doamnei doctor Cecoi Liliana, care mereu a fost bine dispusă, binevoitoare, receptivă, deschisă la toate întrebările mele. Vă mulțumesc enorm și mă închin cu pietate și cu plecăciune la dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru tot și vă urez sănătate și să dea-i Domnul să facem lucruri frumoase înainte. Bune și frumoase. Mulțumim, mulțumim. Să ajute Dumnezeu. Poftim conducătorul științific, domnul Constantin Bulmaga. Onorată asistență, eu vreau de asemenea să aduc sincere mulțumiri membrilor care au participat la susținerea acestei tezi, președintelui, domnul profesor Prosolache, domnul profesor Cuza, domnul profesor Tatiana Nagacevski, și o să vă zic, vreau să vă sinceri mulțumim, doamne profesor Nadejda Grabko, care într-adevăr e, cum spune, un specialist extraordinar în domeniul biodiversității, care ne-a ajutat în noi toată vremea în laboratorul nostru, adică aici e reflecțiunile mele. Sincere. Și de asemenea și doamne Cecoi, care e o femeie extraordinară. De doamne, sunt plini toți oameni așa receptivi, atât de, cum spune, binevoitori și multă, multă sănătate. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult, mașini, colegi, onorată asistență. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult și multă, multă sănătate la toată lumea și să ne păzească Dumnezeu de virusului să scăpăm viitorul mașului. Vă mulțumesc! Mulțumim, profesor. De asemenea, vreau să mulțumim institutului în care a fost realizată această teză, fiindcă o teză care necesită o muncă enormă, și doamnei Liliana Cepui, eu încă n-am văzut așa secretar științific, care cunoaște totul, iată, ce întrebare n-ar fi, totul cunoaște, totul prevede. Se vede că este, într-adevăr, o mare bogăție pentru acele comisii în care ea activează. Și deoarece ordinea de zi a expirat a comisiei noastre, mulțumim pentru participare și acea diplomă care o să fie primită în viitor, să aducă numai bucurii, realizare, să vă înaripeze ca să continuați mai departe pentru a realiza și următoarea teză, fiindcă este o temă foarte necesară și importantă pentru Republica noastră. Și cu această ședință noastră s-a încheiat.